Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. Așa cum v-am obișnuit, în cadrul acestei emisiuni facem călătorii împreună cu misionarii noștri în diferite zone ale Pământului și vedem cum Dumnezeu lucrează acolo, cum Dumnezeu îi folosește pentru a duce gloria Lui la oameni care nu au auzit Evanghelia niciodată. Astăzi călătoria noastră va fi mai scurtă, ne vom opri undeva aproape de România, în Balcani, o zonă care are mare nevoie de Hristos. În Balcani sunt foarte multe națiuni, foarte multe grupuri etnice, foarte diverse grupuri etnice cu limbi foarte diferite care locuiesc împreună pe o suprafață destul de restrânsă. Nu de puține ori aici au fost conflicte și încă mai există tensiuni într-o stare latentă. Invitata mea din această zi, de la emisiunea Până la marginile Pământului, este Monica Murgu. Bine ai venit, Monica! Bine v-am găsit! Ea lucrează în Albania. De curând s-a întors după primul ei an de slujire acolo și aș dori să împărtășească cu noi lucrarea pe care o face, modul în care Dumnezeu o folosește acolo. Monica, spune-ne câteva lucruri despre Albania. Cum este acum această țară politic, economic? Știm că înainte de al doilea război mondial, religia era interzisă, orice formă de religie interzisă în această țară. Țara a fost declarată ateie. Cum este acum în această țară? În momentul de față, în Albania, există libertate religioasă. Albania încă nu are declarată o religie oficială, dar majoritatea dintre ei sunt musulmani și atei. Bănuiesc că sunt și creștini, ortodoxi, catolici și în ultimii ani cred că au apărut și niște biserici evanghelice, mai mici, mai puține, dar ne bucurăm că există libertate religioasă, pentru că acest cadru face posibilă și slujirea ta acolo. Pentru că ești pentru prima dată în studio, pentru prima dată la emisiune, obișnuiesc să-i întreb pe cei pe care am pentru prima dată să ne povestească, să împărtășească cu telespectatorii cum s-au întors la Domnul. Cum te-ai întors tu la Domnul? Cum l-ai primit pe Iisus Hristos ca mântuitor în viața ta? Cred și declar că viața mea este o minune, pentru că dinainte de a mă naște, mama mea avusese unele probleme de sănătate și doctorii propuseseră să facă avort, dar nu am vrut să fac. Părinții tăi nu erau credincioși. La momentul respectiv nu erau credincioși și ales să creadă în Dumnezeu. Și în urmă cu 23 de ani, doctorii, spre surprinderea doctorilor și a tuturor, m-am născut, sunt vie, sănătoasă, fără nicio problemă și cred că este minunea Domnului. La vârsta de 14 ani am participat la o cununie religioasă în cadrul pentecostal și am ales să cunosc mai mult despre Dumnezeu. Cuvântul Domnului m-a atins foarte mult și faptul că am auzit citindu-se din Biblie pentru mine a fost impactant și am continuat să merg la o biserică, deși mi-era frică să le spun celor din familia mea. Pentru un timp am ascuns, dar știam că trebuie să le spun adevărul. Și așa, în luna decembrie, în urmă cu 9 ani de zile, i-am invitat și pe ei la un program în care a sărbătorit nașterea Mântuitorului la biserică. Și atunci le-am spus că vreau de acum înainte să îl urmez mai mult pe Dumnezeu și să învăț mai multe despre El. Unde se întâmpla lucrul acesta? În ce biserică? Lucrul acesta s-a întâmplat în Biserica Pentecostală Salem din Margita. Este biserica mamă, biserica ce te susține în misiune. Da. Și spre surprinderea mea, mama mea a hotărât să rămână și să vină și ea să frecventeze biserica. Și la aproximativ un an de zile s-a botezat și acum, astăzi, și tatăl meu vine împreună cu noi la biserică.
fost o mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o. Deci tu l-ai primit pe Domnul de la o vârstă foarte fragedă. La 14 ani ai mers pentru prima dată într-o biserică. La ce vârstă te-ai botezat? La vârsta de 16 ani. În Biserica Salem. În Biserica Salem. Cum a continuat Dumnezeu să lucreze în viața ta, în anii care au urmat, și cum și când a apărut chemarea la misiune? Te întreb și aceste lucruri, pentru că deseori eu stau de vorbă cu tineri care sunt în confuzie și mă întreabă cum știu dacă Domnul mă cheamă la misiune, cum pot să aflu. De multe ori ei citesc în Biblie despre modul în care Dumnezeu a chemat anumiți oameni în lucrare și ei consideră că doar acea chemare este autentică dacă este oarecum asemănătoare cu chemarea lui Pavel, cu a lui Isaia, cu a lui Ieremia. Pe tine cum te-a chemat Dumnezeu în misiune? Cum ți-a vorbit? Eu am participat la vârsta de 18 ani la o tabără de misiune. Era pe timp de 3 zile, era în Bihor și inițial nu îmi doream să ajung, dar toate lucrurile s-au întâmplat încât am ajuns acolo. În cele 3 zile, Dumnezeu pur și simplu mi-a sensibilizat inima și versetele care le citisem deja au început să pur și simplu să mă atingă mai mult. Și să aibă o semnificație nouă pentru tine. Exact. Și în a treia zi de tabără am început să ne rugăm și ne s-a spus cine dorește să înceapă să slujească Domnului prin misiune pe termen scurt, să îndrăznească și să iasă în față. În inima mea era o bătălie pentru că tot ceea ce s-a întâmplat în toate cele 3 zile, versetele din Biblie și oamenii care au vorbit despre misiune, care s-au rugat pentru fiecare dintre noi, toate m-au dus spre misiune, dar mi era greu să accept, pentru că știam ce implică misiunea. Dar am îndrăznit să merg, am mers în față, oamenii s-au rugat pentru noi și am început să merg în misiune pe termen scurt. Și rugăciunea mea a fost, Doamne, dacă trebuie să merg în misiune pe termen lung, te rog ca Tu să-mi confirmi. Și modalitatea prin care mie îmi confirmă Dumnezeu foarte multe ori e Biblia. Și în misiune pe termen scurt, unde ai fost? Împreună cu biserica te-ai implicat în proiecte de evangelizare la sate sau ai fost într-o altă țară în perioada aceasta? Am fost prima dată în zona Bihorului, timp de 2 săptămâni, împreună cu o organizație și cu mai mulți tineri din Bihor. O misiune în care am încercat să cunoaștem oamenii și în același timp să învăd dacă rolul meu este continuu în chemare, în chemarea de a fi misionară. Și toate lucrurile acestea mi s-au confirmat pas cu pas, zi de zi. Și pe urmă am început să merg în Republica Moldova, tot așa pe termen scurt, o săptămână, două, și îmi vedeam rolul meu în lucrare, îmi vedeam că am daruri pe care pot să le investesc în oamenii care nu au auzit cuvântul lui Dumnezeu sau care l-au auzit, dar știu foarte puțin despre el. Deci de la 18 ani, încet, încet te-ai implicat în lucrarea de evangelizare cu biserica în țară, apoi călătorii scurte de misiune în Moldova. Când ai decis să faci pasul spre misiunea pe termen lung? Eram într-o zi, chiar înainte să încep examenul de bacalaureat, înainte cu aproximativ, cred că era o lună, și eu îi promisesem Domnului că după ce voi termina liceul, promit că voi merge să învăț mai multe despre misiune ca să pot să le dau oamenilor o speranță. Și stând de vorbă, în primul rând, cu Dumnezeu în rugăciune și având colegi și prieteni la Centrul Român de Studii Transculturale, mi-au făcut o provocare prin care mi-au lăsat o invitație să particip la un simpozion de misiune. Știam și Dumnezeu mi-a confirmat foarte mult faptul că trebuie să ajung acolo. Dar o piedică care era pentru mine primordial, să zic așa, au fost părinții. Nu, la momentul respectiv, tatăl meu încă nu învățase foarte multe din Biblie. Nu avea, pot să zic, o relație cu Dumnezeu. Și mi-era foarte frică cum să-i spun acest lucru.
Și cum ai depășit această piedică, acest impediment? Ai ajuns până la urmă la simpozion, la Constanța? Am ajuns la simpozion și chiar înainte să plec cu 2 săptămâni, m-am rugat și am simțit o pace înăuntrică și am vorbit cu familia mea. Tatăl meu mi-a spus, dacă Dumnezeu te cheamă, eu sunt de acord. Și pentru mine a fost foarte important răspunsul lui, din moment ce el era necredincios la momentul respectiv. Ai ajuns la Constanța, ai participat la simpozion și probabil că în timpul acela Dumnezeu a confirmat și mai mult faptul că te vrea implicat în misiune pe termen lung. Ce decizii ai luat după aceea, care sunt legate oarecum de slujirea ta de acum? Am luat decizia să nu mă mai îngrijorez. Asta a fost primul lucru. Și să acționez. Am mers la școala de misiune. Deci ai terminat liceul, ți-ai luat bacalaureatul, da, și te-ai dus la școala de misiune. Da. Și pentru că aveam și acordul bisericii mele, am mers mult mai încrezătoare. Am mers să studiez pentru că e mult mai ușor să prezinți Evanghelia din moment ce o înveți și din moment ce oameni cu experiență vin și ți-o prezintă, e mult mai ușor să mergi să le zici oamenilor. Am avut cursuri biblice în primul an la CRST și atunci pentru mine a fost o bază foarte puternică, pentru că acum știu în ce zonă să merg la fiecare problemă care îmi apare. Care a fost marele tău câștig că ai făcut această școală biblică? Te întreb și pentru că sunt tineri, mulți tineri plini de entuziasm, își doresc să plece cât mai repede pe câmpul de misiune și sunt atât de nerăbdători să ajungă acolo și să fie de folos, încât ar sări, dacă ar fi posibil, peste această etapă foarte importantă, care este pregătirea pentru misiune. Care a fost câștigul tău în urma faptului că ai stat 2 ani de zile? Au fost 2 ani pe care i-ai pierdut sau 2 ani în care ai câștigat? Și ce ai câștigat? Pentru mine au fost 2 ani câștigați. În primul rând, faptul că am învățat să practic disciplinele spirituale, cum ar fi rugăciunea, să mă rog mult mai mult acasă, singură, și să încep să postez mai mult. Pentru mine au fost 2 ani de modelare, pot să spun. Au fost 2 ani în care Dumnezeu m-a frânt până într-un moment în care să-mi dau seama că e nevoie să învăț, e timpul lui Dumnezeu și experiențele misionarilor care au fost acolo m-au încurajat și m-au întărit, pot să zic, să am răbdare și știu că lucrarea Domnului se face în timp. Deci Dumnezeu te-a tot pregătit an după an, an după an, în biserică, apoi la școala de misiune, pentru a ajunge pe câmpul de misiune pe termen lung. Când a apărut ideea de Albania? De ce Albania? De ce și cum Dumnezeu te-a călăuzit spre Albania? Ți-a vorbit într-un anumit fel? Sau pur și simplu te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu, ai văzut o nevoie acolo și ai fost gata să o întâmpini? Eram în anul 2 la școala de misiune și trebuia să alegem un termen în care să mergem într-o țară cu context islamic și văzând nevoile din Albania, am ales să merg și văzând că Dumnezeu mi-a pregătit toate resursele într-un mod miraculos. În timp de 2 săptămâni aveam toate resursele pentru 2 luni de Albania. Eu am luat-o ca și pe un răspuns. Faptul că Dumnezeu îmi confirma în lăuntrul meu a fost un alt răspuns. Și am continuat să mă rog foarte mult, chiar până să ajung în Albania. Și am avut parte de 2 luni binecuvântate, 2 luni în care au fost suficient ca Dumnezeu să mă facă să conștientizez nevoia de acolo și să încerc să iubesc acest popor. Ce ai făcut în aceste 2 luni? A fost o perioadă scurtă. În ce te-ai implicat și în ce fel ai realizat, fiind acolo, că Dumnezeu te vrea în Albania? Am fost implicat în lucrarea cu femeile. Am ajutat și la un moment dat am prezentat un scurt mesaj pentru ele în limba engleză, pentru că la momentul respectiv nu cunoșteam limba. Și mi-am dat seama că
pot, ca și fată, să le ajut pe femeie care nu văd și nu cunosc dragostea lui Dumnezeu. Pot să le ajut pe ele să se apropie de Dumnezeu. Pot să fiu o încurajare pentru ele, pot să fiu un ajutor. O altă lucrare în care a fost implicată a fost lucrarea cu tinerii. Prin jocuri, prin versete biblice, prin rugăciune, am reușit ca să mă apropii mai mult de tineri și simțeam că locul meu e să mă implic în zona tinerilor și a femeilor. Am mai fost implicată și în lucrare cu copiii la un sat, în apropiere de Tirana. Și mi-a plăcut foarte mult faptul că puteam să ofer din dragoste care Dumnezeu a pus-o înăuntru meu, să ofer celor din jurul meu, copiii de atunci. Pentru mine a fost un cadou. Pot să zic că cele două luni a fost un cadou în care am putut să investesc tot ce aveam în mine. Poate puteam și mai mult, dar am putut să investesc în oameni care nu cunosc pe Dumnezeu sau care chiar n-au auzit despre Dumnezeu. Și cele două luni au fost suficiente oarecum pentru tine să ai înăuntru această confirmare că voia lui Dumnezeu este să te reîntorci în Albania pe termen lung. Ai venit acasă, ai finalizat școala și apoi a început procesul de a te reîntoarce în Albania pe termen lung. Cum au reacționat părinții tăi când ai venit și le-ai spus: am înțeles locul în care Dumnezeu mă cheamă, mă voi duce și voi sluji în Albania pe termen lung? Mama ta era deja credincioasă, tatăl tău necredincios. Cum au reacționat când au primit această veste? Spre surprinderea mea, cei 2 ani de zile care au fost o modelare pentru mine, au fost și pentru ei. Și viața tatălui meu s-a schimbat foarte mult și a fost de acord. Chiar el a zis: Monica, dacă Dumnezeu te cheamă, eu sunt gata să te susțin. Cred că nu le-a fost ușor și nu le-a stric momentul de față. Dar cred că în același timp Dumnezeu l-a modelat și pe el. Și l-a făcut să-mi conștientizeze că el trebuie să se întoarcă la Domnul. Că e momentul în care să nu mai stea departe de el. E momentul în care el să acționeze și să facă un pas mai înainte. Un pas prin credință, l-aș numi eu. Este extraordinar cum Dumnezeu lucrează, pentru că uneori credem că dacă stăm mai aproape de cei dragi ai noștri care sunt necredincioși, îi ajutăm mai mult ca să-L cunoască pe Dumnezeu și le suntem mai de folos decât am fi la distanță. Iată că în cazul tău Dumnezeu a ales să lucreze cu tine acolo în Albania și să te folosească, dar în același timp să îți dea oarecum un bonus pentru slujirea ta acolo cu credincioșie și să lucreze din cu acela inima părinților tăi, la inima tatălui tău, care, iată, în momentul de față, cum spunea, este deschis pentru Evanghelie, participă la serviciile religioase, încă nu este botezat, nu este încă membru într-o biserică, dar este pe drumul bun, nu-i așa? Da. Cum a fost perioada de pregătire pentru plecare în misiune? Poate că e bine să zăbovim un pic și aici, pentru că în cadrul Agenției Pentecostale de Misiune Externă, misionarii nu primesc niște bani și se duc în misiune. Agenția nu este o bancă care are un buget uriaș și când găsește pe cineva gata de plecare să-i ofere o sumă de bani. Misionarii trebuie să se ducă. După ce sunt acreditați, sunt acceptați, trebuie să se ducă în diferite biserici, să vorbească despre chemarea pe care au de la Dumnezeu, să vorbească despre țara în care sunt chemați, lucrarea la care Dumnezeu i-a chemat și apoi să ceară bisericilor să îi susțină în rugăciune și, dacă este posibil, și din punct de vedere financiar. Pentru unii candidați este mai ușor. Pentru familii poate că este mai ușor, dar pentru o tânără, o fată, nu este ușor. Cum a fost pentru tine? Cum a deschis Dumnezeu uși ca să te duci, să capezi trecere înaintea slujitorilor, a bisericilor și să găsești în câteva luni suportul necesar ca să te duci?
și să slujești în Albania, pentru că a sluji acolo înseamnă să ai resurse, să închiriezi o locuință, să plătești utilități, să ai bani de lucrare, să te deplasezi în zonele de lucru, să ai bani să te susții. Și Dumnezeu a fost credincios și în câteva luni tu ai găsit aceste resurse. Rugăciunea și îndrăsneala au fost cele care mi-au dat avânt și să iau numerele de telefon a unor păstori, să mă recomand cine sunt și știam că aveam o chemare și știam că trebuie să ajung acolo cât mai repede cu putință și atunci am avut îndrăsneala să sun și să merg. Deși la început mi-a fost puțin mai greu pentru că nu vreau ca oamenii să creadă că tu te duci să cerșești. Exact. Dar am văzut că Dumnezeu i-a făcut să conștientizeze că e o chemare de la Dumnezeu. Și oamenii au început să dăruiască. Și în câte luni ai găsit bugetul pentru a te duce în Albania? În aproximativ 8 luni de zile, cred că au fost. Și după ce te-ai dus, bisericile care au promis că te susțin au fost credincioase și te-au susținut mai departe. Acum, în politica agenției noastre, este cuprins următorul lucru, următorul aspect. În primul an, pe câmpul de misiune, misionarilor li se cere să investească foarte mult timp în învățarea limbii. Pentru noi, învățarea limbii țării în care vei lucra, în care se lucrează, este foarte importantă, pentru că asta ușurează munca ta în viitor, munca misionarului în viitor și este și o demonstrație a faptului că iubește acel popor, iubește acea națiune. Cum și cât ai reușit să înveți limba albaneză? Am reușit să învăț în aproximativ 7 luni de zile. După 7 luni de zile am început să conversez mai mult cu oamenii. La început mi-a fost greu, nu înțelegeam de ce trebuie să învăț o limbă a unui popor mic. Când te mai înțelege unul altul și în engleză și poți folosi traducător, nu? Exact. Și care a fost răspunsul? De ce trebuie să înveți o limbă? Răspunsul a fost chiar când am ajuns în Albania anul trecut. Vedeam că oamenii nu pot să vorbească decât foarte puțin în limba engleză și tot ceea ce se traducea de multe ori se pierdea esența cuvântului pe care vrea să-l transmiți. Și asta m-a ambiționat și mi-a dat curaj să învăț cât mai mult ca să pot să vorbesc cu oamenii în limba lor. Eu am fost în primăvară într-o călătorie scurtă împreună cu un prieten slujitor care m-a însoțit în Balcani și am fost în Bulgaria, în Macedonia, am ajuns și în Albania și liderul echipei cu care Monica lucrează, păstorul bisericii cu care lucrează, erau foarte, foarte impresionați de rapiditatea cu care Monica a reușit să învețe limba albaneză și apoi să comunice, pentru că sunt acolo misionari străini de 4, de 5 sau mai mulți ani care încă nu sunt în stare să vorbească nici măcar cât vorbești tu. Dar dincolo de învățarea limbii, care a necesitat timp, efort și energie, ai început și să te implici în lucrare. Care este lucrarea în care ești implicată? Cu cine te implici? Care sunt perspectivele acestei lucrări? Sunt implicată într-un proiect de plantare de biserică. Este o zonă cam la aproximativ 20 de kilometri de Tirana. Este un fel de cartier al orașului Tirana, nu? Da. În care cum se numește? Batore, în care locuiesc în jur de 40.000 de locuitori. Bănuiesc că nu este nicio biserică evanghelică acolo, poate nici catolic, ortodoxă, niciun fel de biserică. Sunt decât 4 moschei și acum locul în care ne întâlnim noi pentru servicii, pentru programe. Da, deci este vorba de cartierul Batore, 40.000 de oameni. Ce vă doriți voi ca echipă? Sau spune-mi, priatul, despre echipă. Ce fel de echipă este cea care
a început proiectul de plantare de biserici acolo? Sunt într-o echipă internațională. Suntem din 4 națiuni diferite. Este o familie din Brazilia, o soră din Finlanda împreună cu soțul ei și un băiat albanez. Și tu din România, cum pot lucra împreună patru națiuni? Cum vă înțelegeți? Ne înțelegem în cel mai perfect mod, pentru că avem o singură chemare și vrem ca cei din Batore să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și pe lângă toate acestea, avem o zi pe săptămână în care ne întâlnim decât la timp de părtășie și de rugăciune, ca și echipă, ca să reușim să transmitem cuvântul lui Domnului cu eficiență și noi să fim uniți, pentru că suntem din 4 țări diferite, culturi diferite, dar totuși avem un singur scop care ne motivează să mergem mai departe. Și vă doriți acolo să vedeți o biserică plantată. Care este rolul tău în această echipă, în acest moment? Ce faci tu mai mult și ce-ți dorești în viitor să faci? În momentul de față ajut la lucrare cu copiii și la grupul de fete. Mai avem încă grupe de limba engleză la care le-am preluat și eu una și încercăm ca prin limba engleză să le vorbim copiilor, să le vorbim fetelor despre Dumnezeu. În acest cartier, pentru că v-am vizitat în primăvară, voi ați închiriat un spațiu destul de mare, un spațiu care este chiar lângă o școală unde sunt sute sau mii de copii și folosiți diferite metode ca să ajungeți cu Evanghelia la acești copii, prin copii să ajungeți la familiile lor. Cât de împlinită ești și cum vezi că decurg lucrurile, merg în direcția bună, vedeți într-un orizont de timp destul de apropiat o biserică nouă acolo? Pot să zic că a fost un an în care Dumnezeu lucra minunat în zona respectivă, în Batore. Sunt copii care vin și ascultă cuvântul Domnului, copii care la început nu reușeam să-i ținem 5 minute în loc, astăzi stau o oră și jumătate și ascultă ceea ce le vorbim. Și vin cu mare bucurie de multe ori în pauze, noi suntem acolo tot timpul, încercăm să stăm acolo și să fim disponibili și pentru ei. Și vin tot timpul la noi și ne îmbrățișează și de multe ori îmi spun că ei suntem tot ceea ce ei nevoie. Faptul că le emanăm o dragoste și o căldură pe care uneori nu pot găsi acasă. Și faptul că ei vin și faptul că au început să se roage ei, ne-au cerut să învățăm să se roage, pentru noi a fost un pas înainte. Faptul că am fost în câteva vizite și părinții lor ne-au declarat că au văzut schimbare în ei, atât în ce privește școala, cât și comportamentul acasă, a fost din nou încurajare pentru noi. Și voi ajutați pe copii oferindu-le și lecții de engleză, îi ajutați și cu celelalte teme. Ce fac ceilalți colegi ai tăi din echipă? Da. Cum vă armonizați eforturile pentru ca în final să aveți tot mai mulți oameni atinși cu Evanghelia, tineri copii transformați, viețile părinților lor transformate? Prima dată a fost, am vrut să vedem care sunt darurile fiecare din echipă și pe urmă am făcut un program în care într-un anumit interval de timp, fiecare cu darul pe care Dumnezeu l-a înzestrat să poată fi de folos în lucrare și la un moment dat să nu devină obositor pentru unul, să am creat o anumită diversitate în echipă. Ca să puteți sluji fiecare? Da. Și să nu încărcați pe ceilalți membri mai mult decât trebuie. Cu ce se ocupă cei din Brazilia? Ce fac ei? Cel din Brazilia, soțul Edmilson, se ocupă cu o grupă de copii și acum a început să învețe fotbal. Deci folosește acest sport atât de obișnuit, de comun, de cunoscut în Brazilia.
ca un instrument pentru a duce Evanghelia în Albania printre copii. Cum face? Acum, la început a fost puțin mai greu, pentru că ne știind limba foarte bine, dar la început le-a pus anumite reguli copiilor și le-a spus lecțiile sunt gratuite, dar voi trebuie să urmați anumite reguli. Ei au fost de acord și s-au supus și fiecare vine de obicei cu un părinte și a încercat să le ofere anumită educație, pot să zic, atât în ce privește viața de zi cu zi, cât și în ce privește viața de împreună cu Dumnezeu. Pentru că deja copiii știu cine suntem și știu în cine ne încredem noi. Și atunci el prin fotbal și prin sportul acesta încearcă atât părinții care îi însoțesc de fiecare dată să le vorbească despre Dumnezeu în scurte cuvinte, dar esențiale. Cum lucrați în acest centru pentru a vedea în final o biserică plantată? Aveți întâlniri doar peste săptămână cu copii sau ați început să faceți și duminica programe sau aveți în plan să faceți lucrul acesta în viitor? Avem și în timpul săptămânii diverse întâlniri, dar am început și duminica de după masă, timp în care îi lăsăm și pe copii, prin tot ceea ce ei învață în timpul săptămânii, versete biblice, cântece sau chiar povestiri din Biblie, să încurajeze pe părinți care au început deja să participe la aceste programe. Monica, spune-ne care sunt planurile tale de viitor. Cum te vezi lucrând în Albania în următorii ani? Cum te vezi implicată acolo? Cum crezi că poți folosi acum când deja stăpânești destul de bine limba, sigur că mai trebuie să lucrezi la ea? Cum te vezi folosind darurile pe care Dumnezeu le-a pus în tine pentru a răspândi și mai mult și mai bine și mai eficient cuvântul lui Dumnezeu acolo? Îmi doresc ca acum, când mă voi reîntoarce în Albania, să încep un proces de ucenicizare. Sunt 15 fete care au ales să-L primească în viața lor pe Dumnezeu. Ele sunt din acest cartier, din Batoare. Da. Ce vârste au ele? Între 15 și 18 ani. Și dorești să începi acest grup, da? Da. Și doresc să merg în vizite. Doresc să mă implic mai mult în ce privește vizitele, cât și copiii. Vreau să facem cât mai multe grupe, pentru că copiii au început să vină deja în număr destul de mare, între 100-150. Și aveți foarte mulți copii. Da, nu văd o eficiență foarte mare. Și atunci îmi doresc să-i luăm grupe cât mai micuțe și să investim în ei mai mult în ce privește învățătura biblică. Deci astea sunt dorințele tale pentru viitor, pentru a fi mai eficientă. Vezi nevoie de mai mult ajutor și sprijin din partea bisericilor din România, tinerilor, cum ar putea ei să se implice și să vă ajute acolo? În primul rând, cred că prin rugăciune, oamenii din România, susținându-mă în rugăciune, rugându-se mai mult pentru Albania, cred că Dumnezeu poate să facă o schimbare. Un alt ar fi chiar să vină, să vadă în Albania, să vadă nevoile care sunt și să conștientizeze faptul că suntem atât de aproape, dar oamenii sunt atât de departe de Dumnezeu. Și un al treilea... Deci este loc de slujire pentru mulți tineri în Albania, în echipa voastră și în alte echipe. Sigur că da. Și un al treilea lucru pe care bisericile îl pot face? Ar fi financiar, pentru că e nevoie ca... Să dau un exemplu, la copii de multe ori sunt 150 de copii la care încercăm să îi atragem prin lucru manual și nu e ușor, nu-i tătuna când adun 10 copii sau adun 100 de copii. E nevoie de resurse materiale în ce privește articole de papetărie, sonorizarea, pentru ca să încercăm să facem o evanghelizare înăuntru clădirii pe care o avem.
plata acestei chirii la clădire, utilități și așa mai departe. Toate acestea solicită resurse și bisericile din România pot să vină alături de voi. Discutam cu tine zilele trecute că te gândești împreună cu echipa să faceți la sfârșitul acestui an un program mai special, un eveniment mai special cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului, un eveniment în care să fiți mai vizibil în localitatea respectivă, să aduceți mai mulți copii. La ce te gândești mai precis și crezi că pot bisericile din România să facă ceva în acest sens? Ne-am gândit să facem o săptămână altfel, am numit-o noi. O săptămână în care să facem un fel de evanghelizare pentru copii, o săptămână în care să mergem și în vizite la copiii cu care avem contact. Dar în același timp, în săptămâna aceasta, am dorit ca și bisericile din România să aibă un anumit aport. Am dorit ca să le oferim copiilor un mic cadou și prin toate acestea să le arătăm că suntem alături de ei și nu ne folosim de ei, nu îi adunăm doar ca să... Vreau să le arătăm că iubim și să le arătăm un alt fel de a iubi acești copii. Vrem să facem cadouri pentru ei. Sunt în jur de 200 de cadouri care ne planificăm să facem și cred că bisericile din România ar putea să pună deoparte fiecare cel puțin, să zic, 20 de lei pentru un copil din Albania. Știu că mulți ani de zile, după 90, copiii noștri, copiii bisericilor din România au primit acele cadouri în fiecare an în cutiile de pantofi, cum le ziceam noi. Probabil că a venit momentul, a venit timpul în care lucrurile să se schimbe și dacă ani de zile noi am fost cei care am primit, am putea ca de aici înainte să ne gândim ca noi, copiii noștri, bisericile noastre, să fim gata să dăm și să fim o binecuvântare pentru copiii din Albania. Așa că, stimați telespectatori, dacă doriți să fiți parte în acest proiect, această săptămână altfel și să susțineți lucrarea pe care Monica și echipa de acolo o fac, nu ezitați să ne contactați. Timpul trece, Monica, și peste puține momente vom încheia această emisiune. Aș vrea să enumeri câteva motive de rugăciune. De fiecare dată când stau de vorbă cu misionarii, îmi spun că primul și cel mai important lucru pe care bisericile din România pot să-l facă pentru ei este să se roage. Pe câmpul de misiune se dau niște războaie spirituale teribile. Cei din țară nu le știu, nu le cunosc, nu le simt sau le simt într-o anumită măsură. Dar fiind acolo departe de casă, departe de familie, departe de biserică, într-un câmp de misiune, încercând să planteze o biserică, să evangelizeze oameni, sigur că diavolul se opune. Diavolului îi plac oamenii liniștiți, cuminți, care stau acasă, nu fac bine, nu fac rău, nu fac rău la nimeni, dar când vede tineri și tinere și familii care sunt hotărâți să ducă gloria lui Dumnezeu în zone neatinse printre populații care nu l-au pe Dumnezeu, el este furios și de aceea acești oameni trebuie îmbrăcați cu rugăciunile noastre. Care ar fi motivele principale de rugăciune? Care sunt temele pentru ce să se roage biserica din România când se gândește la Albania, la Monica Murgu? În primul rând ar fi călăuzire în procesul pe care îl voi începe cu fetele, procesul de ucenicizare. Am nevoie de înțelepciune ca să le pot prezenta scurt, dar totuși cu esență, cuvântul lui Dumnezeu și să le îndemn să trăiască o viață alături de Dumnezeu. Alt motiv de rugăciune ar fi protecție fizică și spirituală. Fizică, pentru că anul trecut aveam foarte multe dureri de cap și îmi doresc ca în acest an să dispară sau să nu mai fie așa de eminente. Un altul ar fi
noi uși deschise în ce privește vizitele care le vom încerca să le parcurgem în acest nou an. Iar un altul ar fi apropiere cât mai multă de Biserica Mama și de bisericile de acolo. Să fie o conexiune între misionari și bisericile albaneze. Și bisericile din România. Biserica din Albania, cât de mare este biserica în care ești acum implicată și parte din ea? Biserica are în jur de 30 de membri. Și această biserică mică de 30 de oameni este gata să înceapă o plantare de biserică într-o altă localitate. Da. Este provocator. Dacă toate bisericile din România care au 30 de membri, cel puțin 30 de membri, s-ar gândi la înființarea, la plantarea unei alte biserici, mă gândesc și mă minunez cât de mare ar fi lucrarea lui Dumnezeu, cât de mult ar crește împărăția lui Dumnezeu și aici și de ce nu până la marginile pământului. În încheiere aș dori, Monica, să adresezi un cuvânt, așa, de la inimă la inimă, tinerilor din România. Ești o tânără care ai fost chemată de Dumnezeu să lucrezi în misiune pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu într-o țară cu populație majoritar musulmană. Și acolo și în multe alte națiuni este o mare nevoie de alți și alți misionari care să vină și să se implice. Aș dori să adresez un cuvânt tinerilor sau ascultătorilor noștri. Dacă vă întrebați care este scopul lui Dumnezeu pentru viața voastră și dacă Dumnezeu vă spune care este scopul Lui în ce privește viața voastră, acționați și îndrăzniți mai multe pentru El, pentru că Iisus a îndrăznit, a murit pe cruce pentru păcatele mele, pentru păcatele voastre. Și astăzi e timpul ca noi să ne ridicăm. E timpul generației noastre să aducă Evanghelia și să le arătăm oamenilor de dragostea lui Dumnezeu și de tot ceea ce ne oferă El și cuvântul Lui. A fost cu noi Monica Murgu, misionară în Albania. Ea vine din Biserica Salem, din Marghita. Mulțumesc, Monica, pentru că ai acceptat invitația mea și a împărtășit cu mine și cu telespectatorii lucrarea în care ești implicată în Albania. Stimați telespectatori, în ceea ce mă privește, eu vă aștept cu dragoste săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, ca să urmăriți un alt episod din emisiunea Până la marginile pământului, probabil cu un alt invitat, un alt misionar care lucrează într-o altă zonă de pe planeta aceasta, într-un alt context misionar. Dacă vreți să aflați mai multe știri, informații despre misiune, eu, ca de fiecare dată aproape, vreau să vă ofer această posibilitate. În primul rând să vă vorbesc despre foaia de informare APM News. În această foaie de informare noi selectăm din rapoartele pe care misionarii ne le trimit în fiecare lună, arată lucrarea pe care ei o fac acolo și noi mai departe trimitem aceste informații ascultătorilor noștri, partenerilor noștri, bisericile cu care suntem în parteneriate. De asemenea, edităm și revista Noi Frontiere, o revistă în care publicăm articole despre misiune, în fiecare număr este prezentat un misionar și lucrarea pe care o face, aducem știri de peste hotare, în special din lumea în care creștinismul, biserica este persecutată, motive de rugăciune dacă doriți să vă abonați la această revistă care apare odată la două luni, ne puteți contacta. Fiți de asemenea deschiși să ne scrieți și aș vrea să o faceți la următoarea adresă sau pe care o găsiți pe site-ul nostru www.apm.ro. Așteptăm să ne contactați și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă ajunge la timp. La revedere!